În primul rând, nu toate cazurile cu regret ce ține de abuzul copilului, violență inclusiv și abuzul sexual, sunt declarate, sunt denunțate. Copilul nu totdeauna comunică, poate să comunice întârziat cu câțiva ani. La fel, dacă vorbim de un copil în familie, aici este responsabilitatea părinților, dar dacă vorbim de un copil din instituțiile rezidențiare, acolo unde sunt copiii plasați, în plasament, aici este și mai problematică situația și mă refer la un caz care l-am în examinare. Este vorba de doi copii dintr-un centru de plasament, unde un coleg mai mare a abuzat de colegul de vârstă mai mică și peste o perioadă a fost comunicat băiatul, că este vorba de un băiat, că a fost supus actului de viol de coleg. Autoritățile tutelare responsabile au ignorat acest comunicat. Mai târziu a ajuns și în atenția poliției și procuraturii. Toți s-au eschivat, au declarat că nu sunt probe și în procesul de judecată, practic, nici nu a ajuns acest caz. Iată ce înseamnă un caz dacă el nu ajunge nici în fază de urmărire penală, nici în fază de instanță judecată, dacă urmărirea penală nu a fost efectivă, nu s-au stabilit toate circunstanțele, nu s-au stabilit dacă într-adevăr s-a comis această faptă, că nu sunt probe, ceea ce nu este corect. În instanța de judecată sunt cazuri în care într-adevăr durează câțiva ani. Dar aici, cum repet că este vorba și de ceilalți actori cât sunt de activi și judecătorul cât este de activ în efectuarea actului de justiție.